Pacienții care au fost internați pe secția internă a Spitalului Județean în condiții neconforme au fost mutați în alte saloane. Și acolo DSP-ul cu colegii din conducerea Spitalului Județean, cu cei de pe secția de interne, cu colegii mei de la Consiliul Județean, au luat măsuri urgente pentru a elibera acea zonă. Am eliberat de pacienți, am eliberat toată zona ca să putem să pornim renovarea și reabilitarea cât mai repede. De ieri s-au luat aceste măsuri. Investițiile în sănătate vor continua până când spitalul va ajunge să îndeplinească toate normele europene. Procesul, în schimb, este unul anevoios, a declarat directorul medical al Spitalului Județean de Urgență. 38 de milioane de lei au fost investiți în reabilitarea și dotarea secțiilor de la preluarea unității medicale de către Consiliul Județean. Schimbările care au fost realizate pe secțiile de cardiologie, ortopedie, radiologie, pediatrie sau obstetrică, ginecologie sunt vizibile cu ochiul liber. În total, de la preluare, da, să zicem atunci din 2010 în vară până în momentul de față, sunt 38 de milioane de lei investiți din diferite surse, bugetul Consiliului Județean, fonduri europene, Ministerul Sănătății. Trebuie să vedeți ce muncă titanică se depune din punct de vedere medical la nivelul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare pentru a avea grijă de sănătatea tuturor locuitorilor județului Satu Mare. Problemele legate de condițiile hoteliere, dar și de aparatura uzată moral există la Spitalul Sătmărean de peste 20 de ani. Din vara anului 2010, conducerea Consiliului Județean a început depunerea de proiecte europene, dar și atragerea de surse de finanțare bugetare și extrabugetare pentru a putea renova secțiile existente și pentru a crea specializări care nu au existat niciodată în Satu Mare.